Mulțumim, Domnule, pentru ajutorul Său și cerem îndurare pentru viața noastră, pentru adunarea sfântă. Continuăm lecțiile biblice din ciclul Imagini Apocaliptice cu lecția a doua, Sistemul Demonic. Istoria cosmosului, în care este situat pământul nostru, cuprinde o pagină neagră ce este încă în derulare. Ea a început odată cu răzvrătirea unui înger de rang înalt și va continua cu o amplificare a răului și a efectelor lui, dar se va sfârși într-o zi când se va termina și cu moartea ultimul dușman apărut în urma păcatului. Scriptura ne prezintă câteva detalii despre felul în care a început sistemul demonic. Avem câteva referințe profetice în Isaia 14, în Ezechiel 28, care ne vorbesc despre un mod de înălțare, de închipuire, de dorință de a-L combate pe Dumnezeu în autoritatea sa divină. Însă nu avem suficiente amănunte, așa încât Scriptura notează în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 6, vorbind despre osânda diavolului și despre cursa diavolului următoarele, cu comparație la conducătorii din biserică. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmpe și să cadă în osânda diavolului. De aici se poate înțelege că diavolul a căzut la puțin timp după ce a fost pus în slujba lui. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să nu cadă în cursa diavolului. Osânda lui va fi împărtășită de toți care intră în sistemul lui prin formele de înșelare, prin cursele pe care el le întinde. Sistemul demonic asociază ființe angelice și umane care sunt asociate sub diverse forme de organizare, toate aflându-se sub influența lui Satan. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, după ce vorbește mai întâi despre felul în care diavolul a afectat stelele cerului, versetul 4, o evidență simbolică a îngerilor, citesc acum versetul 9, și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Despre felul în care conduce, organizează și înșală, vorbește și Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, unde este arătată și starea în care sunt ajuns oamenii, dar și modul în care diavolul realizează înșelăciunea și coordonează acest sistem. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Vreau să privim la componentele acestui sistem, observându-l mai întâi pe balaur, așa cum este prezentat în cartea Apocalipsei, apoi asociații săi, fiarele din mare, din pământ, femeia prostituată și Babilonul. Diavolul este conducătorul, numit sub diverse forme care reliefiază activitățile lui destructive. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetul 22,
citim. Și cărturarii care se pogoruse din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate draci cu ajutorul Domnului dracilor. Deci un fel de șef al demonilor. Domnul Iisus l-a numit, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, stăpânitorul lumii acesteia, a acestui veac, dacă ar fi să privim într-o perspectivă mai amplă, într-o imagine mai extinsă. Ioan 14, versetul 31. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Deci Domnul Iisus făcea parte din sistemul Tatălui și nu avea nicio relație, nicio legătură cu sistemul acestui stăpânitor, numit la fel și în 16:11, când din nou Domnul zice în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Am citit deja din aur în Efeseni 2:2, unde mai este numit Domnul Puterii Văzduhului. Deci iată poziția lui de lider în acest sistem, de aceea l-am numit sistemul demonic. În Apocalipsa, în capitolul 12, versetul 3, el este văzut în următoarea imagine. Un balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Deci iată ce imagine de stăpânitor extins. Tot aici citim în versetul 9 la câteva denumiri ale lui, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, adică el este la originea răului, el a conceput acest sistem numit diavolul și satana. Expresii care evidențiază împotrivirea lui. Satan înseamnă adversar. El mai este numit, vă amintesc de cazul ispitirii din Evanghelii, ispititorul, și nu numai, și în 1 Tesaloniceni 3:5 la fel este numit, fiindcă el provoacă în permanență la păcat, adică tot timpul este caracterizat de influența sa negativă. Sau în rugăciunea Tatăl nostru suntem sfătuiți să ne rugăm să ne păzească Dumnezeu și să nu ne ducă în ispită, oferindu-ne ocrotire față de cel rău. Adică tot ceea ce aparține lui n-are de-a face cu binele sau cu vreo valoare pozitivă. Și tot aici în Apocalipsa 12, versetul 10 mai apare sub o identificare, când este numit pârâșul fraților noștri, care zi și noapte păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Deci iată că din toate acestea rezultă complexitatea și imensitatea răutății, a stricăciunii, a forții malefice care există în balaur. Numărul de 7 și respectiv de 10 arată o forță foarte puternică, desăvârșită de data aceasta și în acest sens în rău. Vom vedea că aceste forme de capete și de coarne cu cununi se regăsesc și la fiare, pentru că toate fac parte din același sistem, fiecare extinzându-se în area sa de acțiune cu același scop satanic, adică de împotrivire față de Dumnezeu, împărăția sa, orânduirea sa divină. Asociații diavolului sunt mai întâi și cei mai puternici în grad, în forță, îngerii căzuți.
care sunt descriși în Scripturi, în mod special în Noul Testament, ca duhuri rele, care stăpânesc oamenii, care influențează lumea în rău. În Cartea Faptele Apostolilor, de asemenea, întâlnim câteva situații în care duhurile controlau oamenii, se împotriveau lucrării Domnului. Amintiți-vă în Fapte 13, când a plecat Pavel în misiune, cum un vrăjitor stăpânit de un demon a stat împotrivă. Apoi în Fapte 17, ajunsă Evanghelia în Europa, un alt duh îi se împotrivea. Iar în Cartea Apocalipsei sunt prezentați foarte mulți demoni în acțiunea lor, o parte din ei sunt arestați pentru o vreme. Scriptura ne spune în a doua Petru, capitolul 2, versetul 4, că unii sunt ținuți legați. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, adâncul este locul de detenție al demonilor, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Însuși Satan, balaurul, scrie în Apocalipsa 20 că va suporta o astfel de legare pentru o vreme. Iuda amintește și el această realitate când scrie în versetul 6 al epistolei sale că Dumnezeu a păstrat pentru judecata zilei cele mari puși în lanțuri veșnici, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința. Dar în Apocalipsa este scris în capitolul 9 că o parte din îngerii din adânc vor fi deslegați, ceea ce face ca sistemul demonic să primească întărituri. Scrie aici în versetul 3, din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpile pământului. Și tot aici, în finalul capitolului, este scris despre o cavalerie a infernului, descris în modul cel mai grav pentru a arăta puterea lor. De exemplu, versetul 17. Cai și călăresc cu platoșe, ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele calilor erau ca niște capete de lei și din gulor ieșeau un foc, fum și pucioasă. Versetul 19. Puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. În epistole sunt numiți, de exemplu, în Efeseni, capitolul 6, pe rangurile lor, ca o forță ostilă, componentă acestui sistem. Vom avea în lecțiile viitoare o parte importantă dedicată conflictului cosmic. Citesc acum versetul 10, partea a doua, domnii, stăpânitori, duhuri ale răutății care sunt în locurile cerești. Apocalipsa 9 îi prezintă într-un război despre care, așa cum vă spuneam, vom aminti în viitor. Acum doar vrem să îi identificăm. Deci ei sunt un corp de armată puternic al diavolului, de care se folosește în toate acțiunile sale, după cum Dumnezeu se folosește de îngeri și diavolul beneficiază de prim ajutorul îngerilor căzuți. O altă parte componentă, alți asociați ai diavolului au fost de-a lungul istoriei fiarele din mare. În greacă avem expresia terion, ceea ce înseamnă animal sălbatic, crud și neîmblânzit. Ele au fost identificate cu leul, cu ursul, cu leopardul, pentru a evidenția ferocitatea, puterea, rapiditatea, distrugerea totală. Imagini simbolice ca să arate cât de rău, cât de grozav este acest sistem demonic care la nivelul fiarelor are de-a face cu oamenii într-o strictă asociere cu diavolul. Dar să citim mai întâi din Cartea Apocalipsa, capitolul 13, unde scrie versetele 1 și 2. Apoi am sătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete.
și pe coarne avea cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. O asemănare foarte puternică cu balaurul, cu diferența că fiara avea cununile pe coarne, iar balaurul le avea pe capete. Fiara pe care ai văzut-o, pe care a văzut-o el, semăna cu un leopard, foarte agilă, rapidă, avea labe ca de urs, foarte destructive, o gură ca o gură de leu, specifică prin urletul ei, prin forța leului. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Tot timpul oamenii pe pământ au fost organizați, dar când avem de-a face cu fiare, ele sunt o autoritate umană în plan politic, militar și economic, care beneficiază de asocierea diavolului, de împuternicirea lui, de o capacitate supraomenească oferită în acest sistem demonic de forțele răului. Capetele sunt simbolul autorității, iar coarnele sunt simbolul puterii destructive. Avem o imagine acestui adevăr în cartea profetului Zaharia, capitolul 1, de la versetul 18, unde este scris: am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine ce înseamnă coarnele acestea și el mi-a zis: acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Aici au fost distruse prin niște fierari. Domnul va avea contraarmă și pentru fiarele descrise în Daniel și în Apocalipsa. Aceste imperii puternice și-au impus stăpânirea peste o mare parte din teritoriul pământului, dar în mod special au stăpânit și au avut ca dorință să controleze poporul lui Dumnezeu. Pentru că scopul diavolului prin aceste fiare nu este doar să stăpânească pământul, ci să-l excludă pe Dumnezeu, cel care a creat omul și a vrut să-i dea pământul în stăpânire. Să citim și din cartea Apocalipsa, capitolul 17, despre acest sistem al fiarelor, imperiile sau forțele acestea multinaționale concentrate în mâna unui monarh, într-un sistem de orientare demonică, ce se împotrivește în mod deosebit poporului lui Dumnezeu. Apocalipsa 17, de la versetul 7. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina această femeie și a fiarei care o poartă și care are șapte capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, adică au fost sisteme, adică au fost timp în istorie când fiara n-a avut stăpânire, coarnele au fost frânte. Și apoi Dumnezeu din nou a îngăduit ca vânturile să sufle și să se ridice o altă fiară. Ea are să se ridice din adânc. Rețineți, în 13 am citit că s-a ridicat din mare. Marea este simbolul lumii acesteia. Aici scrie că se ridică din adânc. Pentru că vă spuneam că aceste fiare au ceva mai mult decât omenesc în ele. Au ceva demonic. Relația dintre mare și adânc, dintre oamenii căzuți sub influența diavolului și relația lor cu spiritele, sub coordonarea diavolului. Și locuitorii pământului, a căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Versetul 10. Sunt șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optelea împărat, iese din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. În momentul când aceste fiare se ridică, lumea se subordonează acestor regimuri datorită influențelor diavolului. Se mirau, este acest sistem de seducere, de influențare. S-a încercat identificarea acestor cinci care au trecut, unul este, cel n-a venit încă,
al optelea va rămânea puțină vreme și se poate apela la istorie încadrându-se în imperiile care au fost de la sirieni și până la Imperiul Roman și la ultimul sistem care va apare pe pământ. În același timp s-au încercat comparații cu cezarii romani din primul secol, începând cu Octavian, Tiberiu, Caligula, Claudiu, Nero, Vespasian, Titus și Domitian. Evident că toți acești cezari au fost capete ale fiarei. Prin puterea lor, prin coarnele lor, au zdrobit, au stăpânit. Vreau să vă citesc și din cartea profetului Daniel, unde avem mai multe amănunte despre ceea ce a fost și chiar ceea ce urmează referitor la fiare. Capitolul 2, versetul 31, în continuare, ne prezintă chipul lui Nebucadnețar. Acesta pare mai blajin în raport cu fiarele, dar face parte din același sistem. Prin chip se poate vedea unitatea acestor fiare, imperii, sub coordonarea diavolului. Daniel 2, de la versetul 31. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, florile picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Și apoi de la versetul 37 este identificat, tu împărate ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerul ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Să nu vă pară aici o contradicție. Fiarele au primit puterea de a balaur, cum se face că și Dumnezeu le-a dat autoritate? Da, pentru că toate acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, inclusiv diavolul. Este o putere, o autoritate permisă de Dumnezeu să acționeze pentru o vreme. Versetul 39, după tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și apoi descrie cum că a patra împărăție va fi mai deșirată, fără să fie foarte compactă, unită. Tot aici, cum știți, scrie că toate acestea vor fi distruse, dar acum continui să citesc din capitolul 7, unde le avem prezentate sub imaginea lor de fiare, simbol al stricăciunii, al răutății și a manifestărilor. Capitolul 7, de la versetul 2. În vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare, adică în lumea aceasta. Și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur, imaginea babilonienilor. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om, referindu-se la vremea când Nebucadnețar a recunoscut pe Dumnezeu și stăpânirea lui. Și iată că o doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Făcea referire la Imperiul Medo-Persan, care a fost mai extins decât Imperiul Babilonian, deși n-a avut atâta strălucire ca și capul de aur. După aceea m-am uitat mai departe și iată că era un pardos, simbol al vitezii, a repeziciunii armatelor lui Macedon, a Imperiului Grec, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. Cele patru capete și patru aripi sunt simbolul divizării Imperiului imediat după decesul lui Alexandru Macedon.
După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o patră fiară, cu referire la Imperiul Roman, nespus de grozav de înspăimântătoare, pentru că niciun imperiu nu s-a extins cât Imperiul Roman și nu a fost atât de longeviv în istorie, atât de puternic. Era înspăimântătoare de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărma, călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Pentru că în timpul când a fost scris Apocalipsa era Imperiul Roman cu aceste coarne. Și vom vedea că extensia de la sfârșit este foarte legată de această fiară. De aceea scrie aici, în versetul următor: m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. Este ultima manifestare, cornul cel mic care a crescut mare a fiarelor. Tot de aici vă citesc versetul 17. Aceste 4 fiare mari sunt 4 împărății care se vor ridica pe pământ. Între timp s-au derulat în istorie, a rămas doar cornul să-și facă lucrarea la sfârșitul istoriei. Tot din Daniel citim din capitolul 8, de la versetul 3. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-o râu stătea un berbece și avea 2 coarne. Coarnele acestuia erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Aici vedenia prezintă doar de la Imperiul al doilea, de la Medo-Persani, cele 2 coarne, mezii și perși. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele lui spre apus, spre miază zi, spre miază noapte. Nici o fiară nu putea să stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine îi cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus, macedon cu armatele lui, a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecile care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecile să-i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Rețineți că aici au fost văzuți prin alte fiare. Dincolo, macedonienii erau printr-un leopard, aici printr-un țap. Sunt evidențe diferite care toate scot în relief anumite manifestări și caracteristici. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare, adică a murit împăratul foarte timpuriu. În locul lui au crescut 4 coarne mari în cele 4 vânturi ale cerurilor și împărăția s-a împărțit. Casandru a luat o parte, Ptolemeu alta, Seleucus alta și Lisimach alta. S-au manifestat în mod diferit. În mod special, cum scrie în continuare aici, în capitolul 11, egiptenii sub conducerea Ptolemeilor și sirienii sub cea a seleucizilor au stăpânit alternativ peste poporul Domnului. Tot de aici vă rețin cu cele scrise de la versetul 20, unde avem explicația. Berbecile pe care le-ai văzut cu cele 2 coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția grecilor și cornul cel mare între ochi este cel din tâi împărat. Cele 4 coarne care au crescut în locul acestui confrânt sunt 4 împărați care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. Și acum, atenție, ceea ce urmează și ne vizează în viitor. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat, acel corn, fără rușine și viclean. Și în capitolul 7 am citit despre el că avea o gură care vorbea cu trufie. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Vedeți că nu mai este văzut ca o fiară separat, doar ca un corn. El va face pustiri de necrezut, va izbuti,
în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Aici este dorința supremă a diavolului. Din pricina propășirii lui, a izbând viclenilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți, se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Adică vom avea de-a face cu intervenția lui Dumnezeu pe acest scorn, nu se va mai găsi vreun alt sap să-l frângă, ci însăși Dumnezeu se va scula la sfârșitul stăpânirii oamenilor și va face prin intervenția sa, văzută în capitolul 2 prin acea piatră, distrugerea acestui sistem și instaurarea împărăției sale. Ne întoarcem la cartea Apocalipsa pentru a vedea această ultimă manifestare ca o extensie a acestor fiare din istorie. Cum toate acestea s-au prăbușit, aceea soartă va avea și cel de-al optelea care merge la pierzare și acest ultim corn. Iată cât de mult se evidențiază ce a văzut Daniel cu ce scrie aici în Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 5. I s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule. Aici este cornul acela. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Această ultimă fiară are caracteristicile tuturor celorlalte. Ceea ce este de evidențiat în acest capitol este că va beneficia de o putere demonică foarte mare. De 4 ori scrie în acest capitol că i s-a dat, versetul 2. Balaurul i-a dat puterea lui. Versetul 5, i s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule. Versetul 7, i s-a dat, deci toate aceste lucruri sunt îngăduite de la Dumnezeu, iar forța răului este primită direct de la diavol. Iar versetul 15 zice, i s-a dat putere, auziți până unde, să dea sufloare icoanei fiarei. E vorba de fiara a doua, dar tot în ajutorul celei din tâi. Deci, scaunul de domnie și o stăpânire mare îi vor fi conferite pentru o vreme scurtă. Mă întorc doar pentru puțin la Daniel, capitolul 7, pentru a citi de la versetul 19, ca să ne fie clar ce va mai face diavolul prin sistemul său, prin aceste fiare sau prin fiara din mare, cu puteri din adânc. Capitolul 7, de la versetul 19. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, știți, Imperiul Roman, care se deosebea toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca sfărămaș, călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, exact cum este în Apocalipsă. Și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea un cornul acesta a făcut război sfinților, exact așa scrie în 13 în Apocalipsă, și i-a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt, a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Vreau să ne fie clar din aceste versete că venirea Domnului va fi în timpul mandatului acestei ultime fiare. Pentru că zice aici, fiara a patra este a patra împărăție care va fi pe pământ, ea se va deosebi de toate celelalte, va sfârșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt, se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Doamne,
arată-ți puterea la vreme potrivită. Această fiară, autoritate politică, militară, are ca asociată în acest sistem demonic o fiară din pământ, despre care citim în Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 11, astfel. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară care avea două coarne ca a unui miel și vorbea ca un balaur. Ce asociere! Coarne de miel și gură de balaur. Coarnele mielului au de-a face cu aspectul religios, sensibil pentru oameni, dar vorbele de balaur arată că era o lucrare demonică. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, pentru că întotdeauna aceste fiere au fost foarte asociate. Și făcea ca pământul și locuitorul să se închine înaintea fiarei din tâi, care rana de moarte fusese vindecată. Așa cum am vorbit, aceste fiare au fost distruse unele de altele și doar în anumite vremuri istorice s-au ridicat cu toată autoritatea lor. Această fiară a doua este autoritatea religioasă falsă, subordonată diavolului, asociată fiarelor din mare, adică puterii politice, militare. Ea are scopul seducerii. De aceea această fiară este numită și prorocul mincinos, ceea ce are de-a face cu elementul religios, și totodată omul fără de lege, ca dovadă că este o religie falsă. Cum spunea Domnul, că nu-i recunoaște pe cei care s-au manifestat religios, chiar au rezultate, minuni, și acum citesc că ea va face minuni, dar sunt marcați de fără de lege. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse, deci drept de la Dumnezeu, putere de la diavolul, să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți și nu se vor închina icoanei fiarei. Vă rog să vă amintiți încă din vremea egiptenilor. Cine a fost asociatul numărul unu al faraon? Vrăjitorii. Au avut și ei putere să facă minuni? Până la un loc, da. Cine era mâna dreaptă a împăratului Babilonului, după a căror directive se orienta el în războaie? Pe cine a chemat el când se gândea la aceste lucruri să le descifreze? Vrăjitorii din Babilon, cititorii în stele. În vremea Imperiului Roman, în mod special a împăraților care s-au luptat direct împotriva lui Dumnezeu, cei în vremea cărora s-a extins cultul cezarului, despre care vom aprofunda în lecțiile viitoare, aveau preoți care se ocupau de închinarea în fața împăratului, prin care se efectuau minuni. Este dovedit în istorie, în mod special în vremea lui Domitian, statuile lui vorbeau. Deci întotdeauna miracolele au însoțit, pentru ca seducerea să fie cât mai puternică, prin sistemul religios, lucrarea fiarelor din acest sistem demonic. Așa că putem spune cu siguranță, ținând cont de ceea ce vă voi citi și din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că în viitor, fiara din mare, prorocul mincinos, omul fără de lege, care este unul și la același, vor recurge la semne și la minuni, în scopul influențării locuitorilor pământului să admire și apoi să se închine în fața acestui sistem, să se închine fiarei și apoi în fond să se închine balaurului. Pentru că vom vedea tot într-una din lecțiile viitoare că toată bătălia este pentru închinare. Dumnezeu este domn, dar diavolul se prezintă și el ca domn. Și prin îngerii săi stăpânitori și prin stăpânirea care oferă oamenilor, vrea să atragă, ca într-un sistem piramidal, oamenii spre el. Citim așadar din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci venirea Domnului nu va veni de a veni lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legii,
lucrarea din vremea ultimului corn, potrivniu care se înalță mai presus tot ce se numește Dumnezeu. Se va așeza în templul Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, hulele care îl caracterizează, autoritatea ce o pretinde, poziția ce o revendică. Versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelejuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Iată că și aici este evidențiat faptul că această stăpânire a acestor fiare va fi până în momentul apariției Domnului, care le va curma existența și va pune capăt stăpânirii demonice. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Acest profet mincinos, care, așa cum scrie în Apocalipsa 19, va fi aruncat în iazul de foc împreună cu fiara, versetul 20, și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos. Și drept dovadă că el e fiara din pământ, scrie în continuare, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei să se închine icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii. Asta este dovada că venirea Domnului îi surprinde în viață, în iazul de foc care arde cu pucioasă. Tot aici, în Apocalipsa, avem evidențiat, într-o asociere strânsă cu diavolul în acest sistem, Babilonul religios, imaginea femeii apostate și imorale, prezentată în Apocalipsa 17, de la 1 la 7, ea este o imagine a tuturor formelor cultice, idolatre, prin care se realizează închinarea către fiară și balaur. Astfel, prorocul mincinos este forța motrice, clasa clericală a acestui sistem, iar femeia este o imagine a aspectelor religioase, a organizațiilor prin care vor lucra toți aceștia. Iată ce scrie aici de la versetul 1. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potiri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Vedeți, aici e văzută curva șezând pe ape și puțin mai jos e văzută șezând pe fiară. Pentru că e același sistem. Fiara stă pe tronul balaurului, femeia stă pe fiară, iar profetul mincinos este înaintea lor și realizează semnele. Este o imagine pe care a gândit-o diavolul, drept opoziție la tronul din cer despre care am vorbit în lecția anterioară. Scrie de la versetul 2, cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hule și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățire curvie ei. Când va descoperi Domnul câtă mizerie ascunde religia, se va vedea conținutul acestui pahar. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvilor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților, pentru că cei credincioși au fost uciși în numele religiei. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și apoi scrie aici, în capitolul 18, ca să înțelegem în întregime acest sistem, Babilonul în funcția lui religioasă, pentru că sistemul roman a cooptat atât de mulți din oamenii de atunci, pe de o parte prin înșelătoria religioasă, dar pe de altă parte prin progresul și bunăstarea pe care le-a oferit. Diavolul încearcă să amăjească oamenii atât în plan sufletesc sentimental cât și în plan material, prin avantajele vremelnice ce le oferă. De aceea scrie în Apocalipsa 18 despre huzurul în care a trăit Babilonul. Se spunea în vremea antică, de exemplu Roma,
o evidență a ceea ce scrie aici în capitolul 17, cetatea care stă pe șapte coline, locul cezarilor, în același timp originea cultului cezarului, că în antichitate erau 10 măsuri de bogăție, dintre care 9 erau la Roma. Era un lux și o stricăciune, pentru că cezarii spuneau pentru locuitorii Romei, vă oferim pâine și circ, adică distracții, în același timp pe fondul întreținerii materiale. Dar iată cum diavolul este implementat în întreg acest sistem, pentru că diavolul are și funcția de mamona, adică se implică în cele materiale pentru a atrage oamenii spre sine și a-i rupe de la imaginea tronului, a slavei și a împărăției lui Dumnezeu. 18:2. Îngerul acela puternic a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, adică va cădea sistemul demonic, inclusiv din punct de vedere economic, militar, va fi un colaps general. Dar iată cum este descris, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, simbol al duhurilor care sunt în văzduh. Acest sistem, care are așadar în componente ca și cap pe balaurul, cu 7 capete, 10 coarne, în intimitatea sa și ca forțe de prim rang îngerii căzuți, care se ocupă de întreaga lucrare în planul oamenilor, duhurile care se duc la împărații pământului care, și prin care se realizează minunile, sunt forțe oculte, forțe nu de neglijat, puternice, apoi sunt aceste fiare. Parte din trupul lor este deja epuizat, li s-a luat puterea, li s-au frânt coarnele, li s-au rupt aripile, însă ultimul corn va fi rupt doar de venirea Domnului. La această putere politică se asociază puterea religioasă, prin care, cu ajutorul organizațiilor religioase, a femeii, aparent religia este lipsită de putere, o femeie, dar stăpânind prin puterea politică și militară, călărește această fiară. În fond, tot acest sistem în partea lui umană este un Babilon înțesat de păsări necurate, de demoni, care oferă oamenilor anumite senzații, plăceri, pasiuni păcătoase, anumite realizări de moment. Și din acest sistem, din acest Babilon, care a cuprins întreaga lume, cei cărora li se adresează mesajul apocaliptic sunt oamenii. Ei sunt obiectul de lucru al balaurului și al asociațiilor săi, dar sunt și singurii care au șansa ieșirii din acest sistem. Ascultați ce scrie în capitolul 18, versetul 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei și va veni vremea judecății. Dar scrie aici în 13:8 că numai o anumită categorie de oameni va reuși să nu fie prinsă de acest sistem. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Să nu cădeți în ispita de a crede într-o predestinare absolută și să ziceți că doar unii au harul să nu fie prinși de diavolul în sistemul său. Lecțiile viitoare vor detaila noi adevăruri. Vreau însă să înțelegem că noi ne luptăm pentru câți mai mulți oameni, așa cum scrie Iuda, să-i smulgem chiar din foc. Lupta bisericii, a lui Dumnezeu, a Domnului Hristos, a îngerilor buni, este să fie salvați cât mai mulți oameni, să nu fie seduși și să nu fie parte a acestui sistem demonic. Vom vedea din cartea Apocalipsei că diavolul îi sigilează pe ei lui, îi ștampilează, însă mai întâi o face Dumnezeu sigilându-i pe ai lui.
În final, fiecare om va avea ori pecetea Dumnezeului celui viu, ori pecetea fiarei care stăpânește cu ajutorul balaurului. Este o realitate de care trebuie să ținem cont. Avem în față un sistem foarte puternic. De aceea zice Pavel că noi nu ne confruntăm cu oamenii în lupta noastră, ci este un sistem demonic despre care am vorbit în câteva cuvinte. Închei prin a vă evidenția că balaurul și asociații săi, capetele acestor fiare, prin dorința lor, au vrut să fie numiți în mod special cezari romani, dominis, expresia în latină, sau kyrios, expresia în greacă, domnul, în mod special Domitian, a emis decretul prin care oricine se adresa în scris sau verbal trebuia să înceapă cu cuvintele Domnul Dumnezeul nostru Domitian. Ei se împotrivesc stăpânirii divine, pentru că așa cum vă spuneau, au altă stăpânire. Iată ce scrie în cartea lui Daniel, capitolul 11, versetele 36 și 37, despre orientarea lor. Împăratul va face ce va voi. Este ultima formă de manifestare, se va înălța, se va slăvi mai pe sus de alți Dumnezei, va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de Dumnezeu părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt nu va ține seamă de niciun Dumnezeu și se va slăvi pe sine mai presus de toți. Și în Apocalipsa 13 cu 5 și 6, același adevăr evidențiat a luptei împotriva lui Dumnezeu. Bătălia se dă la vârf între balaur și Dumnezeu, între acești stăpânitori omenești care se cred Dumnezei, cum zice psalmistul, dar vor muri ca niște oameni. Însă ei au la bază, stăpânesc peste masele de oameni, ies din mare. Și nu toți oamenii sunt conștienți de ce se întâmplă mai presus, în văzduh. Însă acest întreg sistem demonic se bazează pe elementul religios, care este nativ. Prin creație noi suntem religioși, dar este abătut de la adevăr și se bazează pe împlinirea dorinților păcătoase. Prin aceasta se cunoaște sistemul demonic. Prin o formă de acceptare a divinității, a supranaturalului, dar prin împletirea acestei credințe cu ceea ce este păcătos. De aceea zice aici în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 4, și au început să închine balaurului. Vedeți că totul are o conotație religioasă. Și au început să se închine fiare, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Prin ceea ce realiza, dar în fond totul era cum scrie aici în 12 cu 9, o înșelare pentru întreaga lume. Și dacă vă amintiți ce am citit din 2 Tesaloniceni 2, această înșelare, pe fond religios, în acest sistem, are de-a face cu păcatul, cu răul, cu nelejuirea. Să ne ajute Domnul să rămânem sfinți și să ieșim din tot ceea ce este păcătos și aceste lecții să aibă o aplicație practică, ca noi să ne sfințim și să ne apropiem de Domnul. Să trăim în lumină ca să putem depista întreg acest întuneric gros, care se va răsfrânge într-o proporție nemai întâlnită peste lumea aceasta. Domnul să ne ajute să fim biruitori. Amin.